Zborurile spre București sunt de departe cele mai așteptate pentru că prețurile se anunță mici față de cele practicate până acum. O să avem 8 destinații noi, o să avem de asemenea două noi companii pe zborurile Cluj-București, ceea ce este foarte important pentru pasagerii noștri și pentru tarifele care vor fi pe această destinație. Astfel, compania Wizz va introduce din 22 iulie cursa Cluj-București cu o frecvență de 6 zboruri pe săptămână, mai puțin în ziua de sâmbătă. Prețurile pornesc de la 39 de lei, dar nu depășesc 100 de lei. Compania Blue Air va avea două zboruri dus-întors în, în patru zile ale săptămânii, dar suntem în discuții și cu alte aeriene. De asemenea, potrivit site-ului companiei Blue Air, prețul unui bilet pe ruta Cluj-București pornește de la 89 de lei. Primul zbor spre capitală va fi operat în 3 iunie. O altă destinație atractivă se anunță varșovia. Din 31 martie, operatorul aviatic polonez Lot va avea câte patru zboruri pe săptămână pe această rută. Cred că pasagerii din Cluj-Napoca în acest moment duc lipsă de opțiuni către alte destinații europene sau înspre America de Nord. Noi am adus această alternativă. Din Varșovia se vor asigura conexiuni cu importante aeroporturi din Europa, dar și din Statele Unite, precum Chicago și New York, dar și din Canada, China și Japonia. Autoritățile aeroportoare clujene susțin că toate acestea vor duce la creșterea cu circa 20% a numărului de pasageri care va depăși în acest an cifra de 2 milioane.